Bună seara. Mulțumim, da. DX. Mulțumim, DX, ești foarte drăguță. DX Artist, Instagram, Facebook, YouTube, tot ce vreți dumneavoastră. Ne grăbim un pic pentru că nu neapărat suntem... avem o veste tristă, ce să mai... Anița Condescu este lângă noi, s-a dat soluția și din păcate soluția judecătorilor a fost împotriva ta. Ai fost decăzută din drepturile părintești. Da. Nu știu ce să spun sau să te întreb. Mi-e greu să te întreb cum te simți, pentru că îmi dau seama că este o durere pe care ți este foarte greu să o descrii. Da, vă dați seama. Deci încă de anul trecut, de când fostul soț plătea pentru a fi publicate tot felul de articole mincinoase, eu chiar am fost sunată pentru a-mi spune un punct de vedere. Dar am dorit să protejez copilul și n-am vrut ca acest scandal să fie public. Eu nu sunt nici vedetă, nici persoană publică și am crezut că lucrurile le pot rezolva în instanță, pentru că nu am greșit cu absolut nimic față de copilul meu. Însă abia acum am înțeles cum funcționează lucrurile în instanță și mi-am dat seama ce soluții pot fi date în contextul în care eu, ca și la procesul acesta cu decăderea, nu am greșit cu absolut nimic și nu au avut nici măcar o singură probă împotriva mea pentru a fi decăzută din drepturi. Un raport care știți cum a fost făcut. În ce situație se decade un părinte din drepturile părintești? Situații foarte grave. Ce trebuie să facă? Uite, să fim cât mai direcți. Ce trebuie să facă un părinte ca să-și piardă acest drept? Rele tratamente, da. Exact ce e trecut. Ceea ce nu s-a întâmplat. Pentru că nu s-a putut dovedi. Tu asta ai trecut, mi se pare. Instanța așa a spus că tu ai aplicat rele tratamente minore. Da, din relatările tatălui, printr-un raport de GASPC, care a fost făcut fără prezența, fără a fi văzut copilul vreodată. Doar din ceea ce a spus tatăl. Cum poate o instituție să facă un act dacă nu este prezentă la fața locului și nu constată vizual? Pentru că tu poți să spui ca părinte, nu e neapărat tatăl. Vorbesc la modul general. Orice părinte poate spune, da, am văzut mama, o bălbătea, îl făcea. Sau... adică, cum poate? Asta a susținut și doamna avocată. Adică nu aveau absolut nicio probă care să demonstreze că eu am ridicat măcar tonul la copilul meu, nu știu, o filmare, orice care altceva. Care au fost martorii în acest proces? Fosta bună, okay, care a interacționat foarte puțin copilul, era o bună, nu știu ce rol avea doamna aceea în casă, nu avea carte de muncă, cea care are plângere penală, uh-huh, pentru mărturie mincinoasă. Cât timp a fost bună copilului? Nu știu, cred că 2 luni, nu știu ce rol avea, deci... Bona nu stătea cu copilul, menajerul curat nu făcea. Teoretic poate să fie oricine. Oricine. O doamnă adusă de fostul soț în casă, care mai stătea seara, mai discutau în cameră împreună. Nu știu ce relație a fost pe... Deci în 2024 tu ai fost decăzută din drepturile maternale fără ca să se fie audiat copilul de către instanță. Fără să fie audiat copilul. Tu ai fost audiată? Nu. Nici tu n-ai fost audiat? Nu am fost niciodată, adică nu am, doar doamna avocat a vorbit la proces. Dar când s-a făcut raportul de la DGASPC voluntari, copilul locuia la Târgu Jiu. Chiar m-au sunat și mi-au spus că trebuie să mă prezint copilul la sediul lor din voluntari și am explicat că nu am cum să mă prezint copilul, sunt 300 ceva de kilometri, copilul locuiește la Târgu Jiu, se face monitorizarea de către DGASPC Târgu Jiu. Pentru că, printr-o ordonanță, la momentul respectiv, domiciliul copilului era stabilit la Târgu Jiu și chiar s-a făcut un raport. Am văzut în pauză, am văzut un filmuleț cu copilașul tău care țipa foarte tare în momentul în care și-a văzut tatăl. Da. Și spunea, mi-e frică de tine... e acea filmare, nu sunt... Da. SF-uri, în care spuneam, mi-e frică de tine, că tu țipi la mine și așa mai și departe. Și de mine. Filmulețul ăsta a fost prezentat instanței? Peste tot. Și ăsta nu e nimic, adică am foarte multe înregistrări. E un filmuleț care pe un părinte, nu știu, pe cei care nu au copii, nu știu cum îi mișcă, dar pe cei care au copii, efectiv îi pune la pământ. Și de-aia spun că e foarte dur filmulețul și mă mir cum... nu au luat în considerare ceea ce spunea copilașul. Tocmai de asta zic, adică nu e absolut deloc normal.
normal ceea ce se întâmplă. Tu ai depus genul ăsta de probe, că mă gândesc că nu e singură. Mult mai multe probe, adică și probe în care efectiv vine, trage de el. Pentru că este important, au fost acceptate? Da, au fost depuse la toate dosarele posibile. Și cum poți cu astfel de filmulețe și cu astfel de dovezi, care sunt reale, nu sunt ficțiuni, nu sunt povestite de cineva, aceste probe să cadă și să rămână în picioare probele unor străini, unor oameni care sunt mărturile de câteva zile... Mărturile mincinoase ale unor oameni străini care n-au stat alături de copilul tău. Pentru că n-au putut nici măcar să demonstreze, nu știu, dovadă, cum am eu. Nu neapărat că sunt niște străini. Dacă erau niște străini care au examinat copilul, dar Anița ne spune pentru că ei n-au văzut copilul. Nu, vorbim despre presupusa bună, vorbim despre presupusa bună, vorbim despre o pereche de pantaloni uzi, cum spune acolo, de pipi, că vezi că copilul ar fi făcut pipi pe el în momentul în care a văzut, dar poate să fi făcut și din cauza spaimei că nu-și vede mama. Sau poate n-a făcut. Sau poate n-a făcut, dar și dacă a făcut, să zicem, pipi pe el, putea să facă de teama că nu-și vede mama și că nu este lăsat să-și îmbrățișeze mama. Dar nu se pare ciudat că Anița ne-a spus acum câteva zile înainte ca această decizie să fie dată, că copilul, că era imperios necesară declarația copilului și că ulterior acestea judecătorii nu au mai avut nevoie de ea? Tocmai de asta s-a și amânat atât. Adică chiar doamna judecător a zis că nu închide dosarul până nu iau de ea copilul. Ai, bun, prima dată am înțeles, am zis că e bolnav, deci la două zile îl duce în parc. Data viitoare spune că e mașină și că nu coboară, că Mai existau destule căi în care instanța putea să facă aceste interogatorii, am și spus aici, puteau să trimită o comisie specială la domiciliu dacă se impunea. Acum, soluția dată de instanță este decăderea dreptului din dreptul părintesc, dar cu excepția dreptului părintei mame de a păstra legături personale cu copilul. Și cum cu adevărat, ce ai tu voie acum să faci? Ce n-ai voie să faci? Păi nu știu, oricum, indiferent de ce aș avea voie, în mod clar o să-mi interzic, adică chiar nu o să pot să iau legătura cu el. Că am văzut în motivarea de la Ordinul de Protecție că a spus că eu nu am sunat copilul. Nu i-am trimis lui mesaj să mă interesez de copil și m-am dus direct cu presa. Păi eu, din momentul în care am fost blocată. Să vorbești și că ai fost blocată, exact. Eu am fost blocată, am sunat cu domnul Horațiu de mai multe ori și eram blocată. Cum puteam să iau mai legătura mult decât cu atât, el? Nici măcar prin intermediul școlii nu reușesc să iei legătura cu copilul tău. De la școală nu mai răspund, v-am spus, am întrebat dacă a fost copilul, am trimis mail-uri pe toate adresele posibile, nu mai răspunde nimeni, nici educatorii, cu educatorii vorbeam de două ori pe zi. Acolo, nu ai voie să mergi nu acolo. Am voie să merg, să mă apropii la 100 de metri de școală, ordinul de protecție s-a dat fără absolut niciun motiv real. Cât mai are valabilitate ordinul? Până în aprilie, cred că pe 7, dacă am reținut bine. Și după aceea ai voie să te duci să vezi copilul? Da. Dar ce vreau să spun, după ce s-a făcut monitorizarea de DGASPC Târgu Jiu, copilul a fost monitorizat de DGASPC sectorul 1, adică la fiecare vizită a tatălui, cineva de la DGASPC sectorul 1 se deplasa la locuință. Păi doamna respectivă a fost nevoită să sune la 112 pentru că îi bloca accesul și o înjura constant. Și nici măcar doamna n-a cerut decăderea lui din drepturi. Și totuși pentru nu există și un raport de acolo. N-ai încercat să scoți un raport și de acolo? Pentru că și am rapoarte făcute, am toate rapoartele. Și acelea depuse la... Toate, și rapoarte reale, adică făcute zilnic cu consiliere psihologică, cu anchetă psihologică acasă, cu absolut tot. Spune-te, cu ce probe a venit el? Au fost mai bune sau mai tari în instanță decât probele pe care le-ai avut, și anume filmulețe și toate aceste el povestiri. El a venit cu raportul de la DGASPC, mărturia mincinoasă a Bonei sau ce Bone. O fi, așa, și cu există un raport din de expertiză. Filmulețe? Nu știu. Nimic, absolut nimic. Un raport de expertiză al domnului psiholog Holban, care, bineînțeles că l-am contestat și a fost suspendat de procuror. Și raportul respectiv s-a făcut fără prezența copilului și adică, a mea. Adică în lipsă, astea... doar din relatările tatălui. Chiar scrie doar acolo. Doar din relatări care pot fi dar fabulați. Dar scrie doar adică... pe raportul respectiv, doar din relatările tatălui. Adică doar niște relatări au bătut niște filmulețe și niște lucruri super concrete care nu sunt jucate, că un copilaj nu poate să joace spaima și teama și țipetele pe care noi le-am văzut aici, care, încă o dată spun, pentru un părinte sunt devastatoare. Sunt curios cum și-au dorit ei să iei legătura, cum te-au acuzat că n-ai luat legătura cu copilașul tău, tu fiind blocat. Adică ce cale, ce au spus în momentul în care ai spus eu eram blocată, ce aș fi putut să trimit, un pescăruș, un porumbel? Păi, spus că încă de când a luat copilul, el efectiv m-a blocat. E clar că dovezile tale sunt un pic blocate de ceva, iar dovezile lui au
nu știu, o cale poate mai... E mai ca și când pe noi ne-ar chema acum cineva sus la machiaj, ne-ar încuia ușa aici și după 20 de ce n-ați venit. Păi eram încuiați. Cam asta mai e... mult decât atât trebuie să scoți din buzunar și cheltuielile de judecată, o sumă ridicată la... Adică el are 16.000 de lei pe termen. El, șomerul care n-are venituri, își plătește 16.000 de lei pe termen. Tu ai fost obligată să plătești suma de 11.816 lei, sumă pe care... Indiferent dacă faci apel sau nu faci apel, e sumă pe care trebuie să o plătești. Da. Ce căi mai ai de atac? Păi o să fac recurs, am 30 de zile. Recurs. Și dacă, să zicem, nici recursul nu trece, mai există vreo altă cale? Vă dați seama că o să fac tot posibil, o să merg chiar la CEDO, o să fac plângeri peste tot, o să... Până la urmă va ieși totul la... În momentul în care eu o să reușesc să vorbesc cu copilul, adică sunt convinsă că atunci o să aflu exact tot ceea ce s-a întâmplat. Să devii cine un exemplu școală, și să fie, cine... să fie un caz care va fi publicat și... În manualele de drept. În manualele poate de drept. După ce voi face recurs, poate judecătorii totuși vor avea inițiativa de a-l asculta și pe copil. Am văzut minuni multe, asta. Multe s-au redeschis dosare și din nou eu spun că sunt lucruri pe care tu nu le-ai povestit aici. Din nou, noi n-am avut niciodată din partea cealaltă o replică. Și nu uitați un lucru. E o vorbă foarte înțeleaptă pe care trebuie să o țineți minte.